Haideți copii să vă arăt surpriza care vă așteaptă deja aici. Probabil că vine chiar din mare. Trebuie să vă băgați în apă și să prindeți pește și caracatiță. Întocmai executat. Stați. Așa, ușurel. Mircea, ce ai făcut? Iată că am făcut accident în Creta. El nu avea dreptul să se oprească acolo. Văd că a pus indicatoarele, face poze la mașini. Eu deja mi-am schimbat hainele de casă, dar voi ați reușit? Dar și eu! Mami, dar la noi în curte mai încap încă vreo 1, 2, 3 și mai încolo încă vreo 3-4 mașini! Da! Dar ce e asta? Avem o pânzână? Melissa, fii atentă, nu călca aici! Agentul mi-a spus că este un puț perfect funcțional și a fost anul ăsta curățat. Și de aici pompăm apă în casă. Apa din casă este de aici! Și strugul este la fel de gustos. Cum e? Haideți copii să vă arăt surpriza care vă așteaptă deja aici. Ce surpriză? La noi în Creta. Ia priviți. Un garaj pentru o mașină? Un garaj pentru doar voi. Garajul nostru? Da, Melissa, și deja este plin. Ce e acolo, tati? E plin cu de toate pentru copiii noștri. Nu cred! Și gonfla, și umbrilă! Și șezlonguri pentru plajă! Wow! Ce ușoare! Și eu nu-ți poate să o ducă! Eu credeam că voi vă veți bucura că acolo este un Körcher și o mașină de tuns iarba. Dar voi... ați văzut prima bicicletele gonfloabile și slonguri și umbrele. Dar aceasta ce-i? O plasă pentru peștișori? Da, am văzut în mare extrem de mulți pești mici și putem prinde cu plasa. Eu altceva vreau să zic. Aseară, înainte de culcare, am văzut un domn care stătea cu undița direct în mare. Mircea, unde ai luat această mici de basket? Ce să faci cu ea? Uite ce. Tati, ai răbdare. Am văzut ceva. Eu mă duc la mare! Wow! Și șezlongurile, nu toate sunt ocupate, mai sunt încă extrem de multe! Se deschide? Se deschide! Simplu! Până a merge la mare, inițial să mergem la masa tăcerii. La masa mare! Oh. Haideți, toți la masă! Ionuț! Luați loc! Masa este din piatră! Perfect! Da, masa atât de mare! Și în stilul ăsta prima dată văd, Melissa! Dar dacă ar fi niște buturuci în loc de scaune, ar fi și mai perfect! Probabil piatra a fost adusă de la muntele ăla! Hei, veniți! Avem aici piscină! Wow! Și șezlonguri! Nu cred! Ia plecați-vă un pic! Wow! E finit! Piscina e finit! Parcă avem mare direct din curte! Se revarsă în din mare! Și ce-i cu butonul ăsta? Apasă, Mircea! Jacuzzi! Și Melissa plăie la piel! Și la mine! Dar asta, copii, nu e tot. Voi nu știți cel mai important despre această piscină. Nu are deloc niciun gram de clor. Cum nu are clor, tati? Păi apa nu rezistă mult timp. Și așa, asta este cristalină. Da? Toată casa se bazează pe ecologie. Apa aceasta este apă sărată. Ce? Se curăță doar cu sare. Chiar e sărată. Probabil că vine chiar din mare. Voi vă veți pălăci, iar noi cu tate vom lucra la proiectele noastre aici, în foișor. Ce fain la umbră și ce acoperiș interesant. Iată pentru ce trebuia mingea de basket. O, vreau și eu. Wow, mamă!
Deci, jucăm o rundă? Ia și o să încerc! Yeah! Ia să blochez acolo sus! Sportul este foarte important, mai ales când este și diversificat. Cine joacă cu mine tenis? Eu! Tot timp am avut acasă tenis. Dar nu l-am folosit. Practic nu l-am folosit. Pentru că nu eram la mare. Nu trăiam la mare. Uite acum, Mirisa! Să înceapă meciul! Să înceapă distanța. Sportul nostru! Eu nu știu ce încep! Da, hai, cine n-a lăsat de fotbal? Hai, șut! Hai, Ionuț! Ah, era să-mi dă o autogol. Hai, Matei, dă-i! Încă puțin, încă puțin! Wow, și Ionuț! Iarăși voi, veniți mami, iarăși la mine, mami. Dar liniștiți-vă odată. Aici e spațiul meu. E spațiul unde eu mă voi recrea. Am un cuptor în care vom face pânică. Și grătărașul meu. Așa, mami, astăzi ce mâncăm? Cărniță la grătar sau legume la grătar? Nici una, nici alta! Pește la grătar! Chemați-o pe Mihaela! Aici avem leagănuri, nu pentru copii nici, ci pentru copii mari! Imediat o aducem! Și eu vreau pe leagăn! Noi aici facem o căsuță! Wow! Astea sunt adevărate? Ce miros! Sunt incredibil. Adevărate? Doamne, Lisa! Wow! Ce flori interesante, în formă de frunză! Dar oare, cum se numesc ele? Important că țin umbră. Dar deja îi miros, că nu-i miros, cum se numesc, indiferent. Iar știu un fruct necunoscut. Din nou? Iroi de mircea! Wow! Vom fi înconjurați de palmieri! Și dar acesta parcă este revantai! Haideți să o numim Casa Albatroșilor! Sau Casa Nilini! Sau deja Casa Nilini! Nu! Întrebăm pe abonați! Să fie casa aceasta Casa Melimi? Până ei ne scriu în comentarii, noi haideți să intrăm în casă! Eu vă așteptăm pe în casă! Iar dacă vreți și voi să intrați în casa familiei Melimi, atunci apăsați un mare like! Stați puțin! Încă nu s-au acumulat cele 20.000 de like-uri ca să intre și abonați în casa Melimi. Dacă credeți că așa e mai comod, poftim! Toți într-o mașină! Mie îmi place! Înghesuiți-vă! Eu oricum stau pe scaun foarte comod, indiferent. Fiecare are locul lui! Da, mami, dar... Ei vroiau tate în față să stea! Aia e! Atunci primiți plăcere! Noi vrem să deschideți acoperișul. Dar fără plouă, ce-i cu voi? Da sau nu? Dar priviți la geamul din spate, uitați-vă că este ud. Vă faceți ud în fleoașcă. Mie nu-mi pasă, da sau nu? Eu vreau să plouă în mașină. Da. Și așa! Vânt. Și o să ne străpească acum mașinile cele care merg pe drum. Perfect! Ridic măcar geamurile din lateral, tati, ridică-le pe toate! Eu ridic, mami. Da, dorințe, copii! Și acum și uiți și în challenge băgați! Miroase saună! Miroase saună! Pentru că drumul este ud, drumul este înferbântat de la soare și uite că apa așa se transformă în ambur. Aromaterapia! Da! Mami, să punem niște uleiuri pe... asfalt? Bă, ne strupiește, tati! Gata? Nu! E și are n-a făcut duș, de ce? Chiar e bine. Perfect! Mircea, ce ai făcut? De ce ai stricat oala? Așa e că nu mă certați, da sau nu? Asta Mircea a făcut-o! Vă întreb încă o dată, așa e că nu mă certați, da sau nu? Da, nu te certăm, doar Mircea, fii mai atent.
Mircea, de ce să scuipi în fântână din care bei apă? Eu n-am scuipat în fântână, am aruncat doar cu piatră și n-am vrut să se întâmple asta. Ne vrem la China Market. Ce fiu de China Market, vedeți că plouă. Executat, mami, fără de discuții. Bravo, tati. Timpul trece, plânge o pleacă. Da sau nu? Întocmai executat. O, vom face cumpărături astăzi. Stai, ideea era doar să mergi la magazin, nu cumpărături să faceți. Facem cumpărături, da sau nu? Mami, ei vor să facă cumpărături. Dar tu ce n-ai înțeles deodată? Se duc la magazin ca la muzeu? Clar că vor face cumpărături. Da. Deci răspunsul vostru este da. Superb! Haide, Mircea! Dar așa, m-ai rezervat la alegeri. Vă rog. Vei vedea acum. Da. Afară plouă. Deci primul obiect va fi... o umbrelă! Foarte corect! Stați. Așa, ușurel. O luăm ușurel. Umbrela să fie... colorată? Da, curcubeu! Deci, umbrela să fie... Super! Ok, e very strong! Aveți umbrela pentru toată familia! Hehe, ce umbrela imensă! Wow! Mai mare nu era acolo! Mami, te rog, deschide acoperișul! Păi afară plouă! Și destul de insistent! Păi dar pentru ce am luat umbrela? Miciulică, o să plouă peste tot, noi să fim o zgoarcă! Așa mai bine, mami! Hai, Miri, deschide umbrela! 3, 2, 1... Perfect, deși nu-i plouă, iar pe noi ne plouă, mami! Bun challenge! Mulțumim, tati! Încăpiem și noi! Perfect! Destul de mare umbrela! Tati, te claxonează toți! Mulțumesc, eu cred că... e suficient! Așa, încă 2-3 minute și rămâneți fără de umbrelă. Și s-a terminat cu dorințele voastre. Nu-ți face griji! Mai avem încă una! De rezervă! Mami, cât e cumpărat? Tati, ai oprit la China Market? Challenge-ul e challenge! Așa au vrut ei! Iată pe ploaie cu acoperișul deschis, nu a** încă niciodată! Ai acum experiența, tati! O, perfect! Super! Bine că e cald afară! Da, și nu ninge! Poate ne cruțați și închidem acoperișul, a? Nici când! Iată, ajungem la școală. Vă lăsăm și noi mergem mai departe. Apropo, dacă nu știți ce activități să faceți sau ce locuri să vizităm aici în Creta, accesați simplu site-ul Trip to Crete și acolo găsiți de toate. O gamă diversificată de locații unde puteți vizita. Gata! Deja am găsit unde trebuie să mergem. Ce cald este să beau apă. Vrem și noi? Și eu vreau! Păi este rece, rece, dar e superb! Mai răcorit! Wow, mami! Am găsit biserica care am văzut-o noi când am venit cu palul! Tati, hai să intrăm! Chiar sunt curioasă să văd cum este aici înăuntru! Tati, dă-i 1 euro, da sau nu? Mătișu, tu pe ce ești unde? Bravo, băiat, ai învățat lecție! Matei, ai fost primul, alege! Am 1 euro și 2 euro. Pe care mână ți-ai ai? De acolo! Mâna, care? Aceea! Aceasta? Era. Ai 2 euro! Wow! Wow! Ce e acolo? Te ajut? Și? Uite cu dinții! Facem așa! Facem așa. Pac! O inimioară! Pentru fiete! Care mână? Care mână vrei? Care vrei? Aceasta? Ooo! 2 euro! Bravo! Acum îmi doare. Și acum hai să învârtim. Aici este nevoie de puțin mai multă putere. Și... gata! A plecat bănuțul și... mingea! Unde-i mingea? Wow!
își vine deschizătorul de minci? Cred că Matei va face schimb cu cadoul Mihaelei. Te ajut? Facem așa. Ac, și pachetul magic este deschis. Wow! Un peștișor! Și hai să mai punem încă o minge. Hai, pune acolo bănuțul și rotim. Uite așa. Și... bate vântul! Hai, ce-i cuvântul ăsta? Păi ce mi-am plăcat! Paleta zboară! Wow, cum este vântul! Ține și paleta! Ziceți că vă jucați bine, da? Dar eu vreau un mic dejun copios. Păi în casă este totul pregătit, lapte cu cereale, tu ce ți-vi și mâncați? Lăsați-ne să ne jucăm. Hai, tati! Noi vrem să mâncăm din biscuit. Da, Mircea, corect! Trebuie să vă băgați în apă și să prindeți pește și caracatiță. Melissa, este ora 9 dimineața. Apa e călduță, dar afară nu prea. Și mai ales că bate vântul ăsta. Și cum o să prind eu pește pentru voi? Gata, m-am schimbat, sunt pregătit să caut. N-am ce faci. Am plecat. Așa, eu plec să văd ce face tati. Nu cumva să trișeze. Ce? Mulți pești! Tati, tati! Am găsit un nou peștișor așa de lung! Micaela, unde-i peștișorul? Acolo? Tati, ține plasa și aduce pește! Înțeleg că mă duc la început să explorez fundul acestei plaje. Și după aceea vin să strâng și pește. Ok! Cum înțeles că este un chilinar care a fost... Uite aici în... Maxim, în plajă, 10 băgat. Minute. Bine. Ah, ce rece. Nu știu cum s-a dus Melissa și tati. Eu... Doar pe aici. Trebuie să mă dau cu apa. Mami, vezi challenge-ul! Mami, fiți ce, Melissa! Da și eu! Hai la felina! E rece? Noi, 3, 2, 1. Hai, Matei, hai! Hai! Voi oare ați reușit să vedeți ce vede și tati sub apă? Eu de aici nu văd nimic, doar pietre care se văd la fundul apei. Mă pișcă ceva de picior. Oare ce să fie? Este ceva! Da! Am găsit și farul! Aici sunt foarte mulți peștișori care ne pișcă! Ca și cei de la acvariu! Hai că toți au plecat la pescuit! Să vedem dacă vin cu plasa plină! Vrei și tu acolo? Hai, du-te! Vrei și tu acolo? Da. Hai, du-te. Pește pe iarne. Unde? Acolo. Am prins un pește. Și eu prepară. Oh. Wow. Ce e asta? Parcă e pe iarne, mami, de acela de casă. Ierme! Parcă e umidă de mare. Se mișcă! Wow, ia uite, uite, uite ce e. Da. Astea se mișcau! Mami, du-te! Așa ceva nu mă dă! Uite, Mihaela! Hai ce punem? Apă! O ducem în apă? Da! Nu mâncăm! Nu mâncăm! Wow, cum se mișcă!
S-a lipit de mine. Da, da, eu nu mai vreau. Duceți-o în apă. Cred că asta m-a pișcat de picior pe mine. Adineauri. O ducem la loc? Nu, mami. Ce? Ce mâncare? Nu, așa ceva tu să mănânci. Tati zice că a văzut o murenă și vrea să o prindă. Oare va reuși? Mie mi-este frică de murene. Acum a intrat și mami în apă. Să vedem dacă va putea prinde ceva. Sau măcar să pună mâna pe vreun pește. Ne-ați alungat toți peștii. Nimic? Nimic n-am văzut, doar câteva. Și nici o murenă. Spre binele meu. Și acum joc un joc. Trebuie să țintesc din 3 șanse în castel. Așa. 3, 2, 1. Am ratat. Oh, este prea puternic. Am pierdut. Iar acum Ionuț și Matei încearcă să prindă pește. Dacă mami și tati n-au reușit, poate ei vor găsi. Ionuț, mai mergem în mare. În sfârșit, Ionuț cel fricos vrea în mare. Nu știu, eu am prins. Vouă nu v-a plăcut. Tati, pe ce l-o să-l mănânci tu? Iată că... am făcut accident în Creta. Nu e bine. Deloc. Nu ne simțim bine. Nu suntem noi vinoveți. Vinovatul e cel care a mers în spatele nostru. Bine că tati era departe de mașina din fața noastră, că de altfel avea să fie urât, urât de tot. Tati întotdeauna conduce cu prudență. Niciodată nu am avut un accident din cauza noastră, niciodată, și sperăm să fie așa și mai departe și Doamne, și dacă... mulțumesc pentru că și, ne păzești și a fost și doar așa. Și dacă va ploua, o să se iei toată asta, chestia asta albastră, o să se scoată, de fapt e o pericolă. Așa, un accident rupier. Da? Și da. Sunăm... Hai, sunăm la... Sunăm, să vedem dacă a mers foarte da, liniștit. Dar cât de frumos. Lovitura a fost destul de puternică. Da, așa am răcut capul. Cum a fost, Matei? Cum ai simțit? Am crezut că tati a frânat atât de brusc. Ba, din potrivă, Melissa, tati nu a frânat de fel. Ne-am oprit la semafor. Și am luat capul tare în chestia aia de la... Bine că aveai centura. În schimb, avem priveliște, da? Putem să privim marea. Super, da. Am pus la mesa pe telefon pe Waze, accident ușor. A venit companie de, nu știu, de asigurare sau pentru daune civile, nu știu ce e asta. Imediat vedem, văd că a pus indicatoarele, face poze la mașini, ceva discută. Imediat aflăm și noi care sunt următoarele etape. Poze s-au făcut la ambele mașini. O mașină a plecat, așa și nu am înțeles cine și de la care companie vine. Până într-un final s-a rezolvat. Vedem când ajungem acasă. Domnul și-a cerut scuze de foarte multe ori. Ne-am zis că asta se poate întâmpla cu oricine, mai ales că și ei sunt turiști ca și noi și mai caști ochii în stânga, în dreapta. Așa am zis și noi, că se poate întâmpla oricine. Oricând. Vezi, mami, că alții pățesc și mai grav. Și mașina e și mai scumpă. Mult. Îmi pare rău.